am vorbit despre ciuma lui Caragea și despre Marele Foc din 1847, însă încercările bucureștilor nu se opresc aici. Parcă micul și cochetul târg ar fi stat mereu în calea nenorocirilor, provocându-le, pentru că prea s-au împiedicat de el toate molimele și toate dezastrele, dar oricâte ar fi fost, toate au trecut și nu au ajuns până la noi decât istoriile despre care trebuie să ne amintim și să le povestim. Înseamnă viață și de aceea multe orașe se găsesc așezate de-a lungul unui fir de apă. Dar atunci când pârâul se umflă și se transformă într-un potop care înghite oameni, case și dobitoace, apa înseamnă prăpăd. Iar prăpădul adus de Dâmbovița i-a încercat de multe ori pe locuitorii Bucureștiului. Pe cât erau de dese, pe atât erau de catastrofale inundațiile. Dâmbovița era întortocheată și plină de ostroave și primăvara se umfla și apele intrau în case și oamenii nu aveau ce să mai facă. Mai mult decât atât, se spune că în zona Izvor și pe aici, pe la Grozăvești, umblai cu luntrea pe ulițe. Iar când apele se retrăgeau, puteai să pescuiești în beciurile caselor. Cei mai puțin norocoși însă își pierdeau și case și gospodării și asta până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inundații grave au fost în 1814, pe vremea lui Caragea Vodă, în 1830, din cauza morilor de la mănăstirea Radu Vodă, în 1837, când s-au făcut potop mare peste tot pământul, încât au unecat în București 7 mahalale, în 1862, când din Grozăvești până la grădina Cișmigiu era un întins de apă, precum și în 1864, când apele revărsate au ajuns la 2 metri înălțime și au unecat mahalalele Antim, Broșteni, Izvor și altele învecinate. Dar cele mai mari inundații din istoria Bucureștiului abia acum urmează, în martie 1865, când nu numai Dâmbovița e de vină, dar și zăpada care se topise prea repede în acea primăvară. Apele erau de 3 metri și zile întregi au acoperit străzile și casele oamenilor. Nimănui nu-i mai ardea să zică: Dâmboviță, apă dulce, cinte bea, nu se mai duce. Inundațiile erau destul de frecvente datorită faptului că pe Dâmbovița se aflau foarte multe mori de apă care împiedicau o curgere fluentă a Dâmboviței. Era și un râu foarte murdar. Mm-hmm.
Cele mai catastrofale inundații au fost cele din 1865, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Avem câteva litografii pe care le datorăm inclusiv lui Prețiozi, în care este înfățișat Alexandru Ioan Cuza vizitând cartierele inundate și se afla călare și practic apa ajungea până la gâtul calului. Deci au fost niște inundații foarte puternice. De aceste inundații este legată și povestea celor doi copii ai lui Alexandru Ioan Cuza. El avea doi copii dintr-o legătură extraconjugală cu Maria Obrenovici, amanta lui, una din amantele lui, numeroase. Deci amanta lui principală, să spunem, oficială. A avut doi copii și a găsit prilejul, apropo de aceste inundații, să se prezinte cu cei doi copii acasă la Elena Cuza, soția lui, și să spună că erau doi orfani rămași fără părinți în urma inundațiilor și că el ar vrea să-i înfieze ca un gest de bunăvoință. Și Elena Cuza, care bineînțeles știa toată povestea și era o femeie foarte îngăduitoare și tolerantă, i-a adoptat și a avut grijă de ei. Ei erau în realitate băieții lui Cuza. Au avut o soartă însă tristă. Cei doi copii au murit foarte tineri, în jur de 20 de ani. Unul de tuberculoză, celălalt cred că s-a sinucis. Au avut o anumită posteritate, fiindcă unul dintre ei s-a căsătorit cu Maria Moruzi, care ulterior, în 1898, a devenit soția lui Ionel Brătianu. Și din această căsătorie s-a născut unul din marii istorici ai României, Gheorghe Brătianu. De unde și ideea că în timp ce tatăl, deci bătrânul Brătianu, i-a luat tronul lui Cuza, fiul lui Brătianu, deci Ionel Brătianu, i-a luat soția fiului lui Cuza. Era o vorbă în perioada respectivă. Și partea bună a lucrurilor. Alexandru Ioan Cuza interzice morile domnești pe râul Dâmbovița. Și tot atunci se votează o lege care desfințează zăgazurile care gâtuiau curgerea apei ca să nu se mai întâmple o asemenea nenorocire. Și lucrările au început imediat cu ajutorul a sute de pușcăriași. Acesta este începutul sistematizării râului Dâmbovița. Pe malul neamenajat al Dâmboviței creșteau sălcii, animalele se adăpau, oamenii aruncau în ea tot ce nu aveau nevoie pentru că vroiau să-și lărgească ogrăzile, nu? Iar prundișul ajungea și la câteva zeci de metri de-a lungul malului. Pe o placă aflată la intrarea în Biserica Domnița Bălașa stă scris: dintr-un început, zidurile acestei sfinte biserici, numită Domnița Bălașa și clădită pentru a treia oară între anii 1881 și 1885, au fost sprijinite pe grinzi și stâlpi de stejar bătuți în locul unde, în trecut, era prundișul apelor Dâmboviței. Asta pentru că, tocmai în anul 1880, începuseră lucrările de sistematizare a Dâmboviței. S-au desfințat și podurile cu picioare, îngrădirile și zidirile din matcă. Albia râului a fost curățată și lărgită până la 20 de metri. Și în câțiva ani au început lucrările de canalizare a Dâmboviței. Cu toate acestea, au mai fost inundații și în 1892, când cartierele Grozăvești, Cărămidar și Cotroceni au fost acoperite de ape, iar grădina botanică a fost complet inundată,
dar încet, încet, bucureștenii au scăpat de teroarea Dâmboviței sau măcar efectele apelor furioase nu au mai fost atât de devastatoare. Eu însă îmi aduc aminte de o seară a anului 1970, când de aici, de la blocul Turn, de lângă fosta operetă, mă uitam la militarii care cărau saci cu nisip și așezau de-a lungul Dâmboviței. Oamenii erau așezați în dărătul lor și priveau cu îngrijorare la apele umflate și murdare. Dar dacă din calea inundațiilor te mai poți salva, din calea bombardamentelor nu ai nicio șansă. Și bombardamentele nu au ocolit deloc Bucureștiul. Marți, 4 aprilie 1944, ora 13:45 de minute. Alarmele încep să sune asurzitor. Oamenii fug care încotro. În câteva minute, 200 de bombardiere americane întunecă cerul Bucureștiului. Bilanțul? Peste 3.000 de morți și răniți și sute de clădiri distruse într-o singură zi. În bombardamentele din aprilie 1944 asupra capitalei, ținta principală a fost Gara de Nord. Statele Unite și Marea Britanie își doreau ca astfel să împiedice transporturile militare spre frontul din Moldova, unde armata sovietică, aliatul lor, încerca înaintarea spre vest. Au început bombardamentele în august 43, intense, foarte intense. Englezii bombardau noaptea, americanii bombardau ziua și principala țintă era Ploieștiul și zona petroliferă. Hitler, care ținea foarte mult la petrolul românesc, făcuse practic din zona respectivă o fortăreață inexpugnabilă. Era cea mai mare concentrare de tunuri antiaeriene din Europa, în zona Ploieștiului. Pierderile aviației aliate erau destul de mari, dar trebuiau să continue pentru a sabota efortul de război al Germaniei. Principala sursă de petrol a Germaniei era petrolul românesc.
Principalul obiectiv al aviației anglo-americane l-a reprezentat Ploieștiul încă din vara anului 1943. Bucureștiul era însă un însemnat nod feroviar. Asta e și explicația pentru care, în general, țintele aviației au fost Gara de Nord și zonele adiacente. Deci, practic, în plus față de bombardamentele asupra zonei petrolifere, bombardamentele asupra Bucureștiului vizau strangularea liniilor de comunicații germane. 4 aprilie a fost un bombardament groaznic care a vizat gara. Au murit vreo 4.000 de oameni, atunci a fost o adevărată tragedie, erau cadavre înșirate unele lângă altele, a murit marele comic Toasilache. Gara Băneasa a fost lovită de 4 ori. Triajul a fost lovit și el de 4 ori. Gara de Nord a fost lovită de 6 ori. Gara Chitila a fost lovită de 8 ori. Și încă alte 14 bombardamente au lovit Bucureștiul până când România avea să iasă din alianța cu Germania de la 23 august 1944. Exista o alternare între americani și britanici. Britanicii atacau în general noaptea. După bombardamente repetate ale aviației americane în aprilie 1944, am amintit bombardamentul din 4 aprilie, au mai urmat bombardamente în 15 aprilie, în 21 aprilie, în 24 aprilie. În luna mai a venit și rândul aviației britanice să atace. Au fost atacuri în noaptea de 13-4 mai și 15-6. Din nou, vizând practic aceleași ținte din centrul capitalei, în jurul Gării de Nord. În Gara de Nord, în timpul bombardamentului american, au fost numeroși refugiați, erau refugiați din nordul Moldovei, ceea ce a îngreunat foarte mult intervenția autorităților române în a diminua sau a îndepărta efectele acestui bombardament. Mărturiile supraviețuitorilor sunt cutremurătoare. Atene Palasul se vedea arzând de departe. Pe fiecare fereastră ieșeau limbi de foc. Pe trotoare erau moloz și sticlă sfărâmată de la vitrinele magazinelor și de la geamurile sparte. Un pic mai departe, tot pe Calea Victoriei, hotelul Splendid era o ruină care fumega. Iar aici, pe Calea Griviței, într-un tramvai surprins în mers, vatmanul mort zăcea cu pieptul lipit de comenzi. Așa descriau martorii dezastrul produs de bombardament. Dacă vă plac poveștile, am și eu o poveste. Bunicul meu, ofițer de artilerie în timpul războiului, a comandat o baterie de tunuri antiaeriene în zona Popești-Leordeni până în august 1944 și mi-a povestit de faptul că unul dintre soldații săi a albit în timpul acelui bombardament. Asta pentru a demonstra efectul psihologic care îl aveau bombardamentele asupra populației civile, dar și asupra soldaților implicați direct în luptă.
Efectul asupra populației a fost devastator. Autoritățile nu mai știau cum să rezolve problema cadavrelor, dar în cele din urmă ele au fost împărțite prin cimitirele din București și în afara lui. Și prea mult timp să se dezmeticească nu au avut, pentru că în curând au urmat alte nenorociri. Și despre cea din 4 aprilie 1944 mai sunt prea puține lucruri care să ne amintească. Doar dacă remarcăm un monument despre care nu se prea știe și care oferă prea puține informații celor care ar vrea să afle. În mijlocul Cismigiului găsim un monument ridicat în cinstea piloților americani care au bombardat Bucureștiul în 1944. Pe el scrie: morți la datorie în România pentru libertatea Europei și gloria Statelor Unite ale Americii. Este vorba de 378 de piloți americani care au murit atunci, pentru că în ziua de 4 aprilie 1944 au fost doborâte 44 de avioane inamice, iar a doua zi încă 54. Numărul românilor care au murit atunci în bombardamentele din aprilie 1944 este de ordinul miilor. 3.000 sau 4.000 chiar, nici măcar nu se mai știe exact. Și au fost, pe lângă militari, foarte mulți civili, bucureșteni, refugiați, femei și copii, dar ei nu au un monument. Ciudat, nu? Istoria poate părea uneori nedreaptă, sau cel puțin cei care o scriu. A doua zi, după 23 august 44, aviația germană a executat un raid de represalii asupra Palatului Regal. Urmăreau să-l omoare pe regele Mihai. Și asupra Palatului Telefoanelor, ca să întrerupă comunicațiile. Din păcate, au căzut foarte multe bombe pe Teatrul Național, care se afla lângă Palatul Telefoanelor. Și ulterior, regimul comunist practic nici n-a mai vrut să reconstruiască Teatrul Național, care în fond putea fi restaurat, dar fiindcă aducea aminte de vechile vremuri, de orânduirea burgheză moșerească, s-a preferat să fie dărâmat Teatrul Național în anii 46. Deci acel bombardament din august a fost într-adevăr și acela devastator și a murit foarte multă lume în zona centrală a capitalei. Șoseaua Titulescu se află acum într-o zonă bună a Bucureștiului, deși blocurile de aici parcă nu se prea asortează caselor frumoase din vecinătate. Asta pentru că în urma bombardamentelor din primăvara anului 1944, aici a fost ras totul de pe suprafața pământului. Abia mai târziu, în epoca ceaușistă, aici au început să fie construite blocuri după tipicul cunoscut. Bucureștiul este un loc binecuvântat. Toate nenorocirile care l-au încercat i-au îmbogățit istoria, care nu se scrie mereu sub arcul de triumf. El poartă amprenta timpurilor pe care le-a trăit și a oamenilor care l-au schimbat, așa cum cereau vremurile. Și atâtea povești de istorie câte s-au scris aici, numai timp să avem să le depănăm. Și atât de frumoase, cum nu ați crede că există, că de n-ar fi, credeți-mă, că v-aș fi spus de la început.